venit în Galați să acordăm titlul de învățătoare a zurlii a anului 2016 în urma unei campanii pe care am făcut-o pe blogul meu personal. Peste 450 de învățători din toată România au fost propuși pentru acest titlu de părinți. Mie mi se pare că dincolo de toți inspectorii și de toate evaluările pe care le trece un învățător, evaluarea pe care o face părintele este cea mai importantă. Eu ca părinte pot să spun despre învățătoarea copilului meu că e bună sau mai puțin bună sau extraordinară. Această doamnă, pe care noi nu o cunoaștem, o să ne întâlnim cu ea acum, a fost votată de aproape toți părinții acestei clase. Mi s-a părut fantastic să se mobilizeze o clasă întreagă pentru o învățătoare, nu să-i cumpere un lănțic sau o răpire din serai sau un set de pahare, cum făceam pe vremea noastră, ci să o pună în evidență ca fiind cea mai bună învățătoare a copiilor lor. Mergem să facem cunoștință cu ea, este o surpriză. Îi felicit pe părinții din Galați pentru că noi suntem aici din cauza lor. 450 de alte clase din România sunt în acest moment invidioase pe părinții din Galați, care au avut încredere că premiile pot să fie corecte, că un concurs se poate desfășura cu onestitate și că gașca Zurli este construită pe adevăr și pe recompensarea celor care chiar merită, zice. Și pe pupici cu sclipici, știam eu că nu mai pot. Pupici cu sclipici, cine vrea să vină aici, dau mie de pupici. Cine vrea să vină aici, dau mie de pupici. Vrei pupicii cu sclipici, vino chiar acum aici. Hai, întind un obrajan, să crești mare puișor. Pupici cu sclipici, cine vrea să vină aici? Pentru cea mai tare învățătoare din România, de trei ori vreau să aud hip hip hura. 1, 2, 3 și hip hip hura!